Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre eclipsa de lună, luna plină din Scorpion, de pe data de 5 mai. Țin minte că am avut o eclipsă, o lună nouă în berbec, o eclipsă de soare, atunci pe data de 20 aprilie și iată, urmează și aceasta. Și spuneam eu de fiecare dată că perioada dintre două eclipse este foarte importantă. Se întâmplă lucruri surprinzătoare, de altfel te poți uita în jurul tău, poți citi știrile, vezi și tu ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Lucruri destul de grave, sunt foarte multe crize, și în mass media, și la noi în țară, și în alte părți, tot felul de situații din acestea și tragice, din păcate, că așa se întâmplă de cele mai multe ori, mai ales când urmează să avem de-a face cu o eclipsă, o lună plină în Scorpion. Iată, se petrece acest eveniment pe data de 5, pe data de 5 mai, undeva seara așa. Și pentru că beneficiem, bineînțeles, de, în continuare de axa nodul sud în Scorpion, nodul nord în Taur, îți dai seama, aș putea spune că e printre ultimele eclipse care se petrec, iată, cu acest marcaj, cu această axă, deci e clar că e destul de important evenimentul de pe data de 5 mai. De altfel, orice eveniment care are un topping din arhetipul Scorpionului, să-i spunem așa, că merită privit altfel, merită analizat altfel, merită gestionat, procesat, da? Atunci când vorbim de arhetipul Scorpionului, să ne aducem aminte, vorbim atât de moarte cât și de renaștere, că tocmai ce am întrecut de Paște, de Înviere. Vedeți voi, ca în orice în astrologie, după cum vă spuneam, orice este și o resursă și o vulnerabilitate. Adică energia Scorpionului are și părți foarte bune, dar are și părți care ne pot înnegri, ne pot coborî foarte mult. Depinde de noi cum le folosim. Uitându-mă în astrograma acestei hărți, da, că te gândești, iei momentul în sine, ce avem? Avem o zi, o oră și un loc, da? Făcând astrogramă momentului acestei eclipse, culmea avem un ascendent tot în Scorpion. Luna plină se petrece undeva pe axa 6-12, dar foarte aproape de axa ascendent-descendent. Deci am putea să o interpretăm în ambele părți, deci nu au cum să nu aibă o legătură. Deci iată topping de Scorpion la greu, aș putea spune. Și când vorbim de o lună în Scorpion, să știți că avem de-a face cu următoarea situație. Luna reprezintă interiorul nostru, spectrul emoțional, modul în care învățăm să procesăm emoțiile. Și o lună în Scorpion e tot timpul la extrem, e tot timpul foarte tensionat, este tot timpul sapă adânc, e tot timpul cercetează, nu-i convine. Dar mai are și părți care nu sunt neapărat cele mai potrivite. Se victimizează foarte mult, manipulează foarte mult, testează. De ce? Pentru că este frică să piardă, este frică de trădare și apelează la tot felul de trucuri, nu unele directe, nu unele fățișe, astfel încât să îi se pare că nu pierde ceea ce are. Da? Deci, iată, avem partea asta scorpionică de determinare, de forță, de regenerare, de focusare, de concentrare, de profunzime. Și iată, avem această parte care de întunecime, de victimizare, după cum spuneam, și de recurgerea la unele gesturi care nu sunt sănătoase nici pentru ființa care le face, dar nici pentru cei de lângă. Da? Pentru că atunci când ai de-a face cu o persoană care nu este atât de sigură din punct de vedere emoțional, o să ajungi și tu într-un oarecare iad cu ea. E, ce avem cu o lună plină? Avem soarele și luna sunt în opoziție. Da? Bun, e momentul în care vezi luna pe cer mare și plină. Această lună plină mai beneficiază de ceva, țin să spun. Beneficiază, iată, și de Uranus, foarte aproape. Soarele din Taur este lângă Uranus. Că să nu uităm, avem o lună plină, luna este în Scorpion, soarele în Taur, că sunt în opoziție la 180 de grade. Deci, iată, soarele este lângă Uranus, de surprinzător, iarăși ceva de neunde, de unde nu te aștepți. Și iată, îl mai avem și pe Mercur retrograd. Da, deci dacă ar fi să ne uităm așa la balanță, la balans, luna este susținută de ascendent, da? Iar soarele din Taur este susținut, metaforic spus, iacătă de Uranus și iacătă de Mercur retrograd. Uitându-mă încă o dată la harta aceasta, să știți că dacă ar fi să găsim un topping, să găsim un motiv, da? Un leitmotiv al acestui eveniment, este victimizarea, este plângerea, este nemulțumirea permanentă și dorința de a umple un gol. Pentru că atunci când ești tensionat pe dinăuntru, vei face tot ce se poate, da? Să umpli golul respectiv. Doar că de cele mai multe ori, mintea ne este umbrită, ni se pune așa un văl și ne umplem golul respectiv cu ce nu trebuie. Având această lună în Scorpion, aproape de ascendent, dar și în casa 12-a, bineînțeles, vorbim și de sănătatea mentală și vorbim și de adicții și vorbim și de o suferință pe care noi o alegem.
Știți, evenimentul acesta se va resimți mai mult în astrogramele celor care au marcaj fix. Vorbim, bineînțeles, de Taur, de Leu, de Scorpion și Vărsător. Dacă te știi cu Soarele, cu Luna, cu Mercur, cu Venus, cu Marte, cu Ascendentul sau unghiurile importante din hartă în aceste semne, cu siguranță această eclipsă nu te va lăsa să dormi, cum ai făcut-o probabil cu o noapte înainte sau cu două. Da? E, ce vi se întâmplă vouă? Vi se întâmplă că, pe de altă parte, simțiți nevoia să vă rupeți de o situație, dar, pe de altă parte, sunteți prizonierii propriului comportament, propriei atitudini și propriilor demoni. Dacă voi vă plângeți că ați vrea altă viață, că ați vrea alt job, că ați vrea alt șef, că ați vrea altă relație, că ați vrea alt anturaj, dar doar vă plângeți. Da? O lună în Scorpion se plânge, se victimizează, se enervează, îi acuză pe toți, toți aveți ceva cu mine, nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă vrea, la 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 la. Când de fapt trebuie să ne mergem puțin spre energia Taurului, unde l-avem și pe Mercur retrograd și care ne anunță așa sau ne dă de înțeles următorul lucru. Păi da, dar ca să te duci către ceva nou, hai să vedem ce e vechi în tine și pe care pui tu accentul. Da? Și dacă tot vă uitați la emisiunea de astrologie, cum spun eu de cele mai multe ori, e clar că un asemenea eveniment nu se va petrece în viețile tuturor. Da? Dar în momentul în care, în jurul datei de 5 mai, se întâmplă niște lucruri și nu-ți ies. Nu știu, la serviciu, în relație, în familie, cu casa pe care ți-o doare, orice. Dacă nu ți iese, nu te gândi la ce ți-a făcut celălalt, nu te gândi la ce ți-a provocat celălalt și nu da vina pe el. Du-te frumos, da, ascunde-te puțin, luna aia undeva în casa 12, izolează-te câteva minute. În întuneric, în lumină, Scorpionul îi place întuneric, stai tu cu tine, n-asculta muzică, n-asculta nimic, poți să faci o rugăciune, poți să meditezi, poți să faci ce vrei tu. Casa 12 ține de un exil personal, da? Exilează-te puțin și privește-te cu un simț mai obiectiv. Stai și gândește-te ce ai făcut tu în spate și de ce ai ajuns în situația respectivă. Prima tendință va fi, păi, părinții m-au crescut așa, păi, am fost în relații toxice, am rămas traumatizată. Păi, la serviciu am avut doar situațiile astea, n-aveam cum să ies unul mai bun. Da, putem, adică avem normal și anumite explicații, dar dacă tot se repetă și se repetă și se repetă și se repetă și tu tot ai tendința să dai vina pe ceilalți, mai întreabă-te puțin și ce ai greșit tu. Adică dacă, mai întreabă-te dacă nu cumva pantofii în care umbli nu sunt pantofite și sunt niște pantofi pe care ți-ai luat de dragul de a-i lua. Și mai e o chestie. O lună Scorpion vorbește și despre depășirea limitelor. Și de cele mai multe ori, noi vrem să depășim limitele altora, nu limitele noastre. Că e greu cu ale noastre, sunt dureroase sau poate ce înăuntru nostru, poate că nu vrea să fie atât de ambițios precum ne-am făcut noi o mască, da? Energia Scorpionului este aceea care atrage din prima, dar și respinge din prima. E foarte interesant. Adică o persoană cu marcaj scorpionic în hartă, că de exemplu poate să aibă un Venus în Scorpion, nu trebuie să fie Scorpion, efectiv ori te simți magnetizat efectiv, ori efectiv îți este frică și vrei să scapi de acolo. De ce? Pentru că energia Scorpionului sondează până în adâncurile tale și scoate tot, iertați-mi expresia, rahatul din tine. Efectiv îți arată că nu ești așa zânuță cum te crezi. Și de asta vă povesteam. Exilați-vă puțin în jurul acestei eclipse, da? Sondați-vă, cercetați-vă, săpați în voi și vedeți de ce vă place să suferiți. Cum vă mai spun eu în anumite emisiuni, a fi victimă este un mare statut și oferă foarte multe avantaje. Și dorința asta de a ști tot timpul, de a controla tot timpul, chiar și căutările către astrologie, să știți că totodată vă pot face foarte mult rău, pentru că da, energia asta scorpionică e că vrei să controlezi totul. Fie astrologie, fie alte domenii și vrând să controlezi totul, nu cumva ui să trăiești. Deci dacă te victimizezi și vrei să controlezi și vrei una și alta, efectiv îi uita să trăiești. De cele mai multe ori o lună plină în Scorpion și iată, acompaniată de eclipsă, poate să fie precum un buton din acela pe care nu știai că l-ai, el se apasă. Ori la pești, ori se întâmplă ceva în jurul tău, așa, este butonul apăsat și dintr-o dată ceva pe dinăuntru se schimbă și începi, oarecum, să știi că o lună în casa 12 și o lună plină în casa 12 vorbește și despre un pic de smerenie. Dar nu smerenia aia, uite, sunt smerit, că poate așa mi iese lucrul. Nu te duci spre partea cognitivă, că dacă ai citit într-o carte de dezvoltare personală, că dacă ești smerit, ți se întâmplă lucruri minunate și zici tu, gata, de mâine sunt smerit, nu o să fii smerit. Dar mai degrabă
Smerenia față de propria persoană, acceptarea limitelor, acceptarea faptului că nu poți să o ții la un anumit nivel. Știți că sunt sportivii care în prima parte a vieții trag de ei, efectiv trag de ei, își umplu viața cu diplome și la un dat au așa o chestie și nu se mai recunosc. Și își găsesc din nou golul ăla. Și ce fac cu golul ăla? Încep să-l umple cu lucruri care nu sunt potrivite. Că de-aia cel mai important moment este acela când ești cu tine singur, exilat, cum îți spuneam mai devreme, și nu e nimeni cu tine și stai tu cu demonii tăi. Și dacă stai cu golul acela, efectiv, o să te doară foarte mult. Recunoaștem că așa se întâmplă cel mai mult. De-aia e important ca noi să învățăm să ne umplem golul ăla și de cele mai multe ori să-l umplem cu noi, nu cu diplome, nu cu forțarea unor situații, nu cu depășirea limitelor altor persoane, nu neapărat ale noastre, nu cu o fugă din aceasta după ceva, cum să vă spun, o perfecțiune care de cel mai multe ori este inventată, da? Pentru că trebuie să recunoaștem, avem curba lui Gauss, viața pe care noi avem pe această planetă nu este liniară și nu este minunată tot timpul și nu este superbă tot timpul sau perfectă, nu este perfectă. Oricât de mult ai strădui, oricâte rugăciune ai face, oricât de bine ai mânca, oricât de mult sport ai face, oricât de multă conștientizare, multă, cum să spun, zona asta, oricât de mult ai implica în zona spirituală, nu are cum să nu se întâmple la un moment dat o problemă de sănătatea ta sau cuiva drag, nu are cum să nu se întâmple o problemă financiară, nu are cum să nu se întâmple o problemă relațională, pentru că gândirea aia pozitivă de cele mai multe ori pe care o întâlnim peste tot, trebuie să recunoaștem, este forțată și este mai degrabă o negare a realității în care noi ne aflăm, că de ce să stăm cu durerea, că doare, durerea doare așa și câteodată, am mai spus eu, vindecarea doare mai rău ca buba. Deci, efectiv, ne doare și buba. Dacă ne începem să vindecăm buba, doare mai rău să o vindecăm decât să o lăsăm acolo să simțim oricum durere. Da? Deci e foarte important să învățăm să ne acoperim acel gol. De-aia ne ajută acum Mercur retrograd, care este și el un pion în această configurație astrală. Vrea să te întorci la tine, vrea să-ți dai seama unde este acest gol, unde este acest sentiment de neputință, unde este acel sindrom al impostorului, orice ai face tot simți că nu ești bun și trebuie să descoperi de ce faci aia, de ce te duci în zona aceea, oare e pentru că ai vrut tu sau poate pentru că societatea, pentru că familia sau ți-ai făcut o idee, dacă o să ajung pe poziția aceea o să mă iubească cu tărică, dacă o să ajung acolo o să uit de frustrările din copilărie. Acum nu vă zic să nu faceți nimic, să nu fiți ambițioși, da? Că energia scorpionică are și partea asta destul de importantă, da? Mai ales evenimentul ăsta tare curioasă ce se întâmplă la nivel mondial. Deci nu vă zic să nu faceți asta, dar dacă veți înota în gol și veți pedala tot așa în gol, la un moment dat nu aveți cum să nu vă loviți de niște situații care vă vor pune stop și momentul ăla voi cu voi cine sunteți. E foarte ușor să o iei razna în vremurile astea. Este foarte ușor. E de ajuns să iei telefonul, să te uiți pe Facebook, să vezi pe unii și pe alții ce bine o duc. Facebook are, mă rog, unele dintre rețelele sociale pe care noi le folosim zi de zi, din punctul meu de vedere, sunt un fel de toaletă a internetului. Noi stând pe rețelele alea, când nu te simți bine și încerci să te uiți la alții că o duc bine, ne știm că poate în spatele altora nu e chiar atât de bine, da? Dar ni se pare așa și începem să ne punem cenușă în cap. Ca e victimizarea scorpionului? Ia uite mă, ăla are casă, mă, dar ce are el și n-am eu, de eu nu pot să am casă. Și nu era de ajuns, că erai destul de suferind, destul de frustrat, îți mai pui și chestia asta în cap, da? Deci când nu suntem bine ne ducem către tot felul de stimuli, către tot felul de distracții din astea care ne fac mai mult rău. Așa că dacă vrei să folosești eclipsa aceasta, luna plină din scorpion, da, gândește-te care este golul tău interior. Fiecare are un gol la un moment dat, da, și fiecare fuge de el, că de fapt despre aia e vorba. N-ar fi bine să nu mai stai să te plângi, adică și imaginați-vă cum ar fi să aveți un prieten care de câte ori vă întâlniți cu el, se plânge, domnule. Două ore cât stați cu el la masă, se plânge. Se plânge că l-a sunat mama și azi nu știu ce. Se plânge că șeful nu îl înțelege la serviciu. Se plânge că partenerul face dregele. Se plânge și de faptul că, ia uite, mi-au adus ăștia mâncarea greșită, mai caldă, mai rece, mai nu știu cum. Efectiv se plânge. Cum vă simțiți lângă o asemenea persoană? Întrebarea este ce vă face pe voi să stați lângă persoana aceea atât de mult, atât de mult și la un moment dat să începe să vă contaminați cu problemele respective. Acum nu zic să nu ne înțelegem prietenii, nu zic să noi ascultăm, dar e clar că din când în când am face bine să învățăm cum să ne comportăm cu oamenii ăștia și mai ales să învățăm cum să ne comportăm cu victima din noi.
Așa că dacă te tot plângi și te tot enervezi și te tot superi că nu merge nimic în viața ta și dacă ai tendința de a crede că ești ghinionist, că tu nu te-ai născut, mi se întâmplă deseori, din păcate, oamenii care se apucă de astrologie sau o parte de o consultație astrologică și până mă învață ei așa cam cum stă treaba, să-mi spună pe urmă, da, eu n-am soarele acolo, n-are cum să meargă, da, eu n-am Marte acolo, nu are cum să meargă. Nu e nici de la Marte, nu e nici de la Lună. Că să știți că astrograma aia pe care noi o avem în momentul nașterii, da, aia cu aia mergem toată viața, dar nu e de la Lună și Marte. E de la modul în care privim noi astrograma respectivă, da? Și în loc să stăm să ne victimizăm, nu merge, eu de-aia nu pot să am jobul ăla pentru că așa și pe dincolo, eu de-aia nu pot să mă duc la școala aia pentru că așa și pe dincolo. Dar ai încercat, ok, dacă ai încercat și nu ți-a ieșit, ce ai primit un refuz, ai fost respins, ok, atunci te poți plânge puțin, dar nu poți să stai în starea aia de plângere 30 de ani, să spui că eu n-am mai putut să am o relație sănătoasă, eu n-am mai putut să am un job bun pentru că mi s-a întâmplat ceva acolo. E clar, există și mecanisme psihologice, psihiatrice, dar aici nu vorbim neapărat de excepțiile acestea, da? Adică folosiți această eclipsă, această lună plină în Scorpion și gândiți-vă unde vă victimizați voi, pentru că să știți că acum victimizarea va aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Și mai vorbește despre ceva această lună plină, această eclipsă. Fim pe o axă Taur-Scorpion, care are legătură cu resursele, să știți. Și vorbim de resurse interioare versus resurse exterioare. Vedeți voi, victimizarea asta... Aoleo, război, aoleo, pandemie, aoleo, ce vremuri trăim, aoleo, 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 victimizarea asta se vede în buzunar. Se vede în buzunar, se vede în puterea pe care o avem, pentru că e o energie negativă victimizarea asta permanentă, să știți, și să folosești, vă coboară ceacrele, vă coboară vibrația, ca să folosești niște expresii des întâlnite, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Efectiv, nu mai sunteți voi, nu mai suntem noi când ne victimizăm toată ziua, da? Deci, sau când stăm să ne plângem de unii și de alții, da? Folosiți evenimentul ăsta, luați-l ca atare, gândiți-vă unde puteți să schimbați ceva și unde nu vă mai puteți victimiza. Că tot citește lumea despre legea atracției, dragii mei. Și mulți cred că legea atracției are legătură cu doar ce scrie în acea carte, secretul. Dacă stai să o spui pe foaie și îți cumperi un lucru și te porți ca și cum ai avea nu știu ce, se întâmplă. Nu e vorba despre asta. Legea atracției este că trebuie să fii tu în concordanță cu viața ta. Și ca să atragi lucrurile pe care le vrei, trebuie să fii mulțumit cu ceea ce ai. Pentru că dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai și vei încerca tot timpul să-ți umpli un gol, de fiecare dată când vei ajunge acolo, tot gol te vei simți, tot va fi puternic în tine, da? Dar dacă tu te umpli și te mulțumești cu tine și încerci să te construiești pe dinăuntru, să fii mult mai ancorat, de fiecare dată când se va întâmpla un lucru rău, vei ști să gestionezi situația mult mai bine, de fiecare dată când se va întâmpla un lucru bun, la fel vei ști să gestionezi mult mai bine. Că de fapt o lună în Scorpion, despre asta vorbește, despre extremele emoționale, adică vede totul în alb sau în negru, da? Doar că exagerează și albul și negrul. Și când trăiești cu exagerări, nu trăiești bine, nu trăiești sănătos, nu trăiești echilibrat, nu îți faci bine nici ție și nici celorlalți. Și pentru că, vedeți voi, ne apropiem de intrarea lui Jupiter pe data de 16 mai, Mercur își va termina și retrogradarea pe 15 mai, eclipsa asta poate să fie un moment pentru a renunța la o parte din noi care ne sabotează, care ne macină, care ne face mult rău. Adică dacă tot te-ai plâns până acum, data viitoare când ești cu un prieten, spune, m-am plâns mult în ultimul timp, nu? Simți că doar mă plâng și nu fac nimic, sau spune-ți ție dacă ți este frică să vorbești cu ceilalți, da? Deci dă timpul înapoi, asigură-te de chestiile astea și mai asigură-te de resurse. De resursele vizibile, concrete și de resursele interioare, pentru că e o chestie foarte, în astrologie, axa resurselor este pe casa 2-8. Da? Casa 2 are legătură cu banii munciți, da? Din muncă proprie, casa 8 are legătură cu ceea ce primim de la ceilalți. Fie munciți, bani, fie bani, fie resurse, fie timp, energie. Da? Cu alte cuvinte, cu cât muncești mai mult la tine, cu atât se va echilibra balanța și în partea cealaltă. Vei primi și de acolo. Dar totul pornește de la valoarea intrinsecă, de la cum ești tu pe dinăuntru, de la cum îți umpli golul respectiv. Deci cum, de fiecare dată când îți vei umple golul ăla, cumva vei primi și din partea cealaltă.
foarte mult. Tot timpul trebuie să vorbim de un echilibru, iar luna plină vorbește de un echilibru. De altfel, astrologia ne învață, când avem o astrogramă, să echilibrăm orice, după cum spuneam, poate să fie și o resursă și o vulnerabilitate. Sper să sprească recomandările mele, sper să mulți dintre voi să aveți așa niște treziri în jurul acestei eclipse de pe data de 5 mai și încă un sfat foarte puternic, aveți mare grijă la bani în perioada respectivă.